Pentru a putea înțelege ce este broncopneumopatia cronică obstructivă, aș vrea întâi să explic puțin structura plămânilor. Avem de-a face cu bronhile. Ele sunt căile aeriene care transportă aerul în interior și ele se divid de circa 23 de ori și dau naștere la ramuri din ce în ce mai mici, iar la capătul lor distal se găsesc niște structuri foarte fine, niște săculețe alveolari, comparabil cu niște bule de săpun. Acolo are loc schimbul gazos, oxigenul intră în vasele de sânge și îl utilizează organismul, iar dioxidul de carbon este eliminat în alveole și prin bronhi este expirat. Acum revin la definiție. Broncopneumopatia cronică obstructivă este o afecțiune respiratorie cronică care afectează atât bronhile, producând o îngustare a acestora, cât și alveolele, cu distrucția acestora și producerea de bule de emfizem, niște săculeți de aer mai mari, în interiorul cărora s-au spart toate alveolele și s-a pierdut suprafață de schimb gazos. Acolo este un spațiu anatomic mort, unde nu se mai produce schimbul gazos. Aceasta ar fi definiția bolii. De departe, prima cauză o reprezintă fumatul. În general, expunerea la orice iritant de natură chimică sub formă de gaze sau vapori generează o inflamație prin microagresiune repetitivă în fiecare zi. Organismul încearcă să compenseze aceste agresiuni prin niște mecanisme reparatorii, care în timp devin vicioase, duc la o îngroșare a mucoasei bronhilor, la o creștere a cantității de mucus, totul în ideea de a se obține un clearance, o curățare. Ele reprezintă un sistem de filtru al plămânilor. Aceste modificări în timp, în schimb, vor duce la îngustarea bronhilor. Și atunci un fumător care fumează minim 20 de ani, circa un pachet de țigări pe zi, 20 de țigarete pe zi, are toate riscurile să dezvolte un BPOC. Este adevărat că nu toți fumătorii dezvoltă această boală și aici vorbim de susceptibilitate genetică. Tot la această categorie intră și pacienții care au deficit de alfa-1 antitripsină, o boală cu componentă genetică. În această situație, boala apare la vârste mai tinere, fără ca pacienții să fi fumat neapărat. De asemenea, în afară de persoanele care fumează, există niște riscuri din punct de vedere profesional și aici ne referim la cei care lucrează în domeniul industriei, în industria chimică, siderurgică, metalurgică, în industria cauciucului, în vopsitorie, boiangerie, în industria extractivă, în minele de cărbuni. Toate aceste profesii predispun la inhalarea de pulberi, de gaze și substanțe chimice. Riscul este cu atât mai mare cu cât o persoană este și fumătoare și lucrează într-un mediu profesional cu noxe respiratorii. De asemenea, putem vorbi de poluare, care este indoor și outdoor. Poluarea indoor, în casă, se întâlnește la persoanele care obișnuiesc să încălzească locuința cu biomasă, în special cu cărbun și au loc emanații de fum. Outdoor, poluarea din atmosferă, care în orașele mari este din ce în ce mai frecventă. Astea ar fi în principal cauzele care produc BPOC și în timp vorbim de o remodelare bronșică. Cu cât afecțiunea avansează, bronhile se îngustează mai tare și atunci și simptomele sunt mult mai evidente.